O nouă sesiune de verificări cu car vertical. Am verificat mai devreme undeva la 12 mașini și le-am luat aleatoriu din mailul unde voi îmi trimiteți mașinile pe verificari@99vehicles.ro. Sincer, au fost destul de puține mail-uri și nici n-am avut foarte mult din ce să aleg, așa că vă invit să-mi trimiteți acolo e-mail-uri ca să găsim ceva țepe, ceva anunțuri, ceva mașini interesante. Dacă ați găsit voi o epavă, ați verificat-o sau mai știu eu ce, eu o voi prezenta la cameră ca să nu-și ia alți oameni țeapă. Am schimbat un pic modul în care verific, cel puțin în ultimele două episoade. Eu le-am verificat deja pe calculator în partea cealaltă, dar o să le prezint pe toate ca să avem transparență. Prima dată am verificat un Volkswagen Golf care are niște daune, kilometraj 190.000 în 2015. Acum spuneai că are undeva la 400.000 și are două daune, una de 1.500-3.000 de lei, una de 5.000-10.000. Asta ar putea fi un pic mai serioasă, având în vedere că e doar de un Golf, dar totuși nu cred că e ceva extrem de grav. Adică este reparabil. Următoarea mașină pe care am verificat-o, un Audi A4 B7 după serie, tot așa cu ceva daune. Cam toate pe care le-am verificat au daune mici, daune câteva, au mari daune. La câteva rapoarte, la câteva mașini am primit rapoartele înapoi de la Car Vertical și apropo aveți reducere 15% în linkul din descriere sau către pagina mea. Văd că au actualizat destul de mult partea asta cu dacă raportul e gol sau nu are multe informații, ți se înapoiază un credit înapoi în dash, în panoul de control. 378.000 la un Audi A4 care are ceva daune, destul de multe, mai are apoi încă o daună și cam atât. Asta pare ceva serios. Cam pe toate părțile a fost, nu știu, vandalizată, bubuită, lovită, nu știu ce-o fi pățit. Mercedes S500 Long Wheelbase, tot așa cu ceva daune. Parcă, din câte mi-aduc aminte, erau foarte multe daune, dar din fericire destul de micuțe. Kilometrajul este real, adică pare foarte cursiv. Mașina e din 2016. Din ce am văzut, tot istoricul e de la zero în România. Da. Matriculată în 2016 în ianuarie, matriculată în România în iulie. Astea 6 luni să fi făcut ceva kilometri undeva în afară, dar nu cred că ar fi o problemă. Mai ales că e 500, nu faci taxi cu ea sau să o pui pe școală. Și avem, după cum spuneam, un istoric destul de detaliat, la kilometri cel puțin, dar mașina, din câte văd, a stat în showroom. Nu, alea 6 luni, cred că a fost când a fost fabricată, când a fost înmatriculată. Daune nu sunt foarte scumpe, dar sunt multe și mărunte. 2019 daună, 2019 daună, 2020 daună, 2021 daună, 2021 altă daună, 2021 altă daună, 2021 altă, asta e mai măricică un pic în spate, a fi bullet bara și senzorii, e un S totuși. Asta e în ianuarie anul ăsta, o zgârietură, o ușă, ceva în trafic, asta alta sau poate chiar aceeași că văd că identică. Dacă se fac la interval scurt, adică e lovită luna asta în ianuarie și luna viitoare mă duc și o fac, ea cumva apare de două ori în rapoarte. Ianuarie-martie, uite, ianuarie-martie, aceeași daună în același loc. Adică gen aici o estimare și aici, sau aici la asigurări o estimare, o inspecție. Și aici este partea finală, practic, cu devizul. Și se încarcă probabil în seria de cu seria de caroserie și apare aici în istorie. Deci a avut multe daune, dar mărunte, adică total reparabile, probabil mașina stă prin București și s-a tot tamponat cu toată lumea în trafic. Deci nu e ceva grav și cam atât. Kilometrajul pare 100% real, deci un raport super util. Seria 5 530 diesel care a ajuns și prin Vilnius, e cu un pic incomplet. 2020 a fost în Lituania. A fost fabricat în 2008 și nu avem istoric 2008-2020, deci se puteau întâmpla multe lucruri. Trebuie verificată în realitate cu multă atenție. 160.000 în 2022, 160.000 în 2020. În ăștia aproape 2 ani, mă rog, un an jumate,
sau nu, un an, 2 ani jumate de fapt, da, să facă doar 1000 de kilometri e puțin suspect, cam atât, nici măcar daune nu are. Am mai verificat un Passat, care la ăsta, când sunt doar 3 din astea, dai scroll în jos și îți dă înapoi creditul. Acest raport a fost inutil, nu știu ce, și îți dă înapoi un credit. Ăsta a fost un raport complet gol, cu nicio informație, ne-a dat înapoi banii, cum ar veni. Apoi am verificat acest Audi A2, care la ăsta la fel, 1, 2, 3, mi-a dat înapoi banii pe raport și ăsta a fost complet gol. La acesta 3 cu o daună din București avem 240.000 de kilometri din 2015 până în 2021, doar 60.000 de kilometri, discutabil. Daune de 5-10.000 de lei și cam atât. Media de preț, da, ăsta e un Peugeot de la acea mămicuță care ne-a scris și îi mulțumim că ne urmărește. 308 cu accidente, mașina e din Olanda, iar în Olanda de multe ori avem istoric detaliat. Kilometrajul desfășurat, destul de detaliat, din 2 în 2 ani, chiar un pic mai repede. A făcut ceva kilometri între 2018 și 2020, după care a stagnat. A avut o daună de 500-1500 de euro, deci ceva o julitură în trafic, nimic foarte grav. Prețul e 10.750, atât a fost în februarie. 1.6 diesel și avem fotografii cu ea, inclusiv cu kilometrajul. Acesta e un raport foarte util. Mașina văd că e foarte murdară, adică ar avea nevoie de un detailing serios, dar asta se rezolvă. Mai ales că, bine, mașina are și un interior deschis, cel puțin pe scaune. Și uite, 155.000 de kilometri. Deci mașina pare în regulă, nu ar fi probleme pe partea de încredere că domne ia o țeapă, nu știu, să fie kilometrajul modificat sau eu știu. Dar pe de altă parte nu știi toate detaliile cum a fost întreținută și poți să mai ai mici surprize. Dar overall mașina pare în regulă. Avem un BMW X6 parcă din 2016 din România, deci kilometrajul a fost făcut probabil exclusiv în România, a fost circulată. Avem 125.000 de kilometri, daune de 5-10.000 de lei, mă rog, pentru un X6 nu este cine știe ce, o bară, niște senzori, un far și aia e tot, sau eventual un haion sau poate cine știe chiar geamul de la lunetă. Acest vehicul a fost anterior la vânzare. Ia să vedem, 35.000 în 2000, în iulie anul ăsta, apoi 38.000 în... Asta e dovada că mașinile se scumpesc. Nu știu cum să vă zic. Dovada că mașinile se scumpesc este chiar acest X6, care, culmea, e o mașină de lux, care probabil că e în stare ok, dar 35.000 în iulie, 38.000 tot în iulie, 42.000 în august. Deci în interval de... ce, o lună? Poate nici o lună, a crescut prețul cu 6.000. Bine, eu sunt convins că mașina asta a fost cumpărată de la cineva și dusă la dealer sau, mă rog, care a fost procedeul. Da, uite, aici mașina apare de vânzare într-o curte, după care, parbrizul spart, exact ce ziceam, astea mărunțișuri, după care mașina a ajuns la dealer în august. Deci mașina asta a fost cumpărată de la privat sau de la o firmă, de la cineva, și acum o revinde un dealer. Mașina se vede că a fost cumpărată de nou din România sau matriculată pentru prima dată în România și acum se vinde la un dealer care am văzut că are destul de multe mașini de vânzare. Am verificat mai multe mașini, nu mi s-a părut că vinde mașini nasoale, în sensul că n-am găsit. Am găsit cu daune câteva, dar na, daune, toate mașinile au daune. Mici, mari, nu contează, cu kilometraj modificat nu am văzut, iar mașinile au părut în mare în regulă, adică un pic au fost probabil cosmetizate, un luciu, un polish, o șmecherie, o spălate bine pentru prezentare în showroom și cam umflate prețurile, 6.000 adaus doar la mașina asta, dacă stai să te gândești, da? 6.000 doar la mașina asta, mai scade un 2.000, 3.000, da? Deci doar la o mașină din asta, dealerul te cam umflă cu 3.000. Cam mult. Pe de o parte înțeleg business, dar pe de altă parte
un pic cam japcă. Bine, sunt sigur că asta nu e vorba de dealerul ăsta, așa fac toți dealerii și cred că sunt adaosuri și mai mari la nume și mai cunoscute în piață decât dealerul ăsta, dar am văzut mașini din ce în ce mai multe de la acest dealer și văd că tot evoluează. Ceea ce e un lucru bun, pentru că dacă e un dealer care totuși vinde mașini corecte, cu factură, cu tot ce trebuie, kilometrajul ok, acum, dacă îți convine prețul și mașina e bună, restul nu mai contează. Mai departe, ce am mai găsit pe aici? O mașină din Spania. Mi-a dat că a fost înmatriculată în Spania și mi-a dat înapoi și aici raportul. E prima dată când verific, nu știu, 12-15 mașini în cascadă și n-am găsit la niciuna kilometrajul modificat. Am găsit daune, am găsit rapoarte utile, am găsit poze. La alea la care au avut rapoarte goale mi-am luat înapoi banii, cum ar veni, dar la niciuna kilometrajul modificat. Acum fluctuează, în unele sesiuni am găsit numai kilometraje modificate, în altele combo, daune nasoale plus kilometraj modificat. Astăzi am găsit rapoarte utile, rapoarte goale pentru care mi-am luat banii înapoi, dar fără kilometraj modificat. A fost cumva o sesiune diferită, o sesiune ciudățică. Așa că mai trimiteți în mașini pe verificări acolo să mai găsim epave, că eu nu cred că nu sunt epave, sunt multe, dar astăzi au scăpat. Asta este o mașină din Italia, care zic că a fost radiată din Italia, ok. Și avem, ce istoric? Avem un istoric destul de interesant, liniar și constant. Și avem poze cu mașina. Mașina arată bine, zic eu. Și mai am o mașină care este... un Ford Fiesta de la un băiat care zicea, dacă am dat lovitura cu mașina asta să aibă kilometri reali, sunt un român, cum a zis. Punem pe ecran mesajul lui, a fost foarte amuzant. Da, un Ford Fiesta din 2003, care, vezi, doamne, ar avea kilometri doar ăștia. Acum, nu știu dacă sunt doar ăștia, pentru că din 2003 până în 2020 nu sunt alte informații. Mașina asta, nu știu, ori a zăcut într-un garaj pe la vreun pensionar, nu știu ce istorie are mașina asta. Are o daună mică pe care nici măcar nu putem să o luăm în calcul. Probabil de-aia i-au și înregistrat kilometrii. Deci nenică ăsta, că și-a luat mașina, nu înțeleg, nu și-a făcut niciodată ITP-ul, oare de puțin timp. I-a schimbat uleiul numai în garaj, deci nu, chiar nicio informație din 2003 mi se pare un pic ciudat. Și cam astea sunt mașinile. Cam dezamăgit astăzi de ce am găsit, adică subțire. Aveți link în descriere cu reducere, cu voucher către pagina mea sau folosiți voucherul 99 vehicles când verificați o mașină ca vertical și aveți reducere instantă de 15%. Aștept mailurile voastre pe verificarea@19vehicles.ro. Vă mulțumesc, ne vedem în următoarele episoade.